tânărul din imagine a avut neșansa ca pe drum autoturismul său să facă pană. Vine tocmai de la Brașov și mai are destul de mult până la destinație. Merge în concediu și s-a oprit la Giurgiu, direct la vulcanizare. Spune că, deși și-a verificat atent mașina înainte de a pleca în vacanță, neprevăzutul s-a întâmplat. Am făcut o pană la noapte. De unde sunteți? Că văd că nu sunteți... Din Brașov. De unde s-a întâmplat? Trebuie să ajung din București, de pe centură, cum am ieșit către... Unde trebuie să ajungeți? Până la Salonic. Când vă puneți la punct mașina de regulă, înainte de a pleca la drum lung? Păi asta e făcută revizie, cam tot timpul periodic, deci până acum n-a fost problemă. Alți șoferi, în schimb, au ajuns cu mașina pe mâna mecanicilor auto pentru a-și verifica instalația de aer condiționat. Confortul primează la drum lung, spun ei, iar cel mai bine este să fii prudent și să-ți verifici atent mașina înainte de a merge în concediu. Așa că majoritatea serviciilor și a vulcanizărilor din oraș au fost luate cu asalt în ultima perioadă. În această perioadă, șoferii vin să-și pregătească mașinile pentru plecarea în concedii. Este o perioadă destul de aglomerată, mult mai aglomerată decât... să spunem, perioadele de primăvară sau de toamnă. Care sunt cele mai solicitate servicii? Pentru ce vin aici, în serviciul dumneavoastră? În general, pentru reviziile mecanice și în special pentru reviziile pe aer condiționat, încărcare cu freon. Cam câți clienți pe zi? Depinde. În general 10-15, deci este o perioadă destul de aglomerată. În general aerul condiționat variază 80-100 de lei, 120 în funcție de mașină, de cantitatea de freon încărcată. Cauciucurile, acum tot la fel prețurile variază în funcție de tipurile de cauciucuri și de mașini. Iar lucrările mecanice sunt în general cam aceleași care sunt pe piața giurgiuveană. Schimbul de cauciucuri și asta, presiunea pe parcurs, pene. Ștergătoare de parbriz, instalație de încălzire sau răcire, cauciucurile, o verificare sumară. Acum ce, de ce aveți nevoie? Aici am nevoie de o reparație. Și sunteți mulțumit de serviciile de aici? Când am nevoie, periodic.